Plan astăzi este 8 martie, nu știu când vedeți voi asta peste 2-3 ani, dar important este să luați flori sau o atenție femeilor din viața voastră. Eu, de exemplu, azi mă duc până la Global, nu fac să mă laud sau ceva, că am dat, nu știu, am vorbit cu o doamnă, mi l-a scăpat super ieftin, pentru că i-am spus că mama e florăreasă și știu piața. Așa că vin până la Global, am niște treabă și o să dau la toate femeile câte o lalea. Și mai important pentru mama voastră, pentru iubita voastră, bunica, mătușa, luați-o atenție pentru că contează pentru ele. Acum este târziu, că bănuiesc că o să vedeți asta, cine știe, peste câte săptămâni de la 8 martie, poate vedeți prin aprilie, nici nu știu. Dar pentru la anul, să știți, să faceți o atenție femeilor din viața voastră. Este foarte important. Ăsta a fost info, ne întoarcem la vrăjeală. Băi, la Global erau foarte puține femei, azi e vineri, șeful nu era. Bună ziua, doamnă, stați așa un pic, vreau să facem și eu. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Am rămas cu ele, știi? Și acum trebuie să legăm pe stradă, ce să faci? Aici Budul, ia filmează Budul, este mai așa. Deci vineri, Claudiu, dacă vezi acest vlog, vezi că am bătea vântul pe la birou. Am rămas cu florile. Vezi, ca asistent de producție, bănuții pe Revolut. O primăvară frumoasă, vă doresc. Poftiți. Termina, doamnă, o primăvară frumoasă, vă doresc. De unde ne din suflet. Dar și tu! A, mă, cefule, ia și tu, are mai jos la vale. Și am mai rămas cu trei. Cred că mai dau una și două mi le pun pe piept. Bună ziua, clan! Ați așa că era să fac una frumusețe rău de tot. Frontală! Frontală era să o fac. Lumezul ce aveți, stau pe loc. E green screen ce se mișcă pe fundal. Ce voiam să vă spun este că azi nu am avut filmări față de ziua de ieri, nici nu știu că n-am editat ce am filmat și așa, dar ziua de ieri a început pe noapte, s-a terminat pe noapte, 15 ore, dar na, așa este la filmări, nu ne plângem, mie îmi place ceea ce fac, n-am simțit că am muncit nicio oră din alea 15. Mă duc la premiera documentarului Generația de Aur, Hai România, care va fi în toate cinematografele din țară de la 1 martie. Bă, și acolo s-ar putea să fie Fiara Lăcătuș, Gabi Balint, Hagi nu, că domnul Hagi are meci la Cluj acum, doamne știu să și bată, dar mulți alții. Și o să filmez puțin pe acolo, am emoții, am văzut 15 minute din documentar și mi se făcuse pielea de găină așa. S-ar putea să plâng, dau un spoiler alert, s-ar putea să plâng. Mă emoționează rău astea cu fotbalul, să mor dacă nu mă emoționează rău. Bă, dacă nu poți să-mi arăți orice vrei tu pe internet, cu bomoruri, cu bătăi, cu ce vrei tu, cu cățeluși, cu ce vrei tu, nu clintesc. Ai dat cu fotbal, piș ochii. Nu știu de ce. Nu se mută. Să facem cum vrei. Știu, bă, normal că vrei. Mă filmează mereu cu camera de sus, sus, mă, nu jos. Știu, mi-ai zis o dată. Ok, da? Bine, lasă. Ui, hai că mă duc și eu cu mine. Hai. Uite acum, băgă-te acum. Mai am una. Ea este mâna care l-a strâns și pe Hagi și pe ei. Ia este, n-am mai spălat-o. 21 mai. Poza aia top. Iese, mă, bine, mă. Mai am una și la fel stăteam ca un prost. Eu nu știu să stau. Când sunt emoționat, nu știu să stau în fotografii. Și aici tot ca un prost am stat, nu? E super ok. E ok. Național artiștilor. Da, primul autograf în calitate de jucător al Naționalei Artiștilor. Pe bune, bă, dar știi ce? M-am simțit atât de ciudat că au venit din ori doi copii. Au venit de la Ilie Dumitrescu și pe aia m-au văzut până și făceau Nu cred, ce-au fost până aici. Cum te simți? Că ai câștigat? Ba, sau? Și am zis, mamă, încă te mai întreabă lumea. Da, bine. Și am zis, da, bine. Dar voi l-ați întrebat pe Ilie Dumitrescu cum e că a câștigat Champions League? Pe Lăcătuși, pe Balin, l-ați întrebat cum e că a câștigat Champions League? Eu nu sunt sigur dacă a câștigat Ilie Champions League. Cu cine? Nu era în 86, nu? El a fost generație 92-93. Hai să verific. Check. Varul. Nu. Sărilie, da. Nu. Atunci Lăcătuș. Da, Lăcătuș cu Balin, da. Și Lăcătuș cu Balin, că au și dat la poartă. Și știi câți ani aveau ei? Nu, Balin a ratat? Nu, au dat gol amândoi. Da, ei Balin, scuze. Balin a dat decisivul care da, a... da, și bară gol Lăcătuș cu transversala. Lăcătuș, mi-a zis domnul Balin, am vorbit cu el și l-am întrebat. Dar cum a fost când se bateți la penaltiuri? Atunci băteați ultimul, care era? A venit săracul, a venit în 86. Da, mă, da, a venit după. N-a luat-o. Și el și Hagi au venit în aceeași vară. Da, Hagi, da. Au jucat aia, Supercupa. Au jucat Supercupa, da. Da, frate,
Și bă, erau de vârsta mea, că eu la vârsta mea am câștigat Vasa Osu. Dar ei au câștigat Champions League și copiii sunt bine, na, nu știu, da, că nici eu nu eram născut. Nu știu, da. Dar pe ei, da, am întrebat, vorbeam cu domnul Balint, asta e din culise. Mi-a zis, cum a fost când trebuia să decide cine bate la penalti, că doar erați de vârsta mea. Și a zis, bă, eu aveam super mare emoții, dar Lăcătuș a zis, bă, e Rufus, a zis. Măi, și când s-a dus, a tras golul, a scăutat până în finala Champions League, Barcelona Steaua. S-a dus într-o adversare, era dreptul să se ducă în tribună la câte tare a dat, da? Mă, dar dă-te-mi sară din ea. Dimineața, mergem în drum spre filmări, mergem la filmări, cum adică în drum spre filmări, n-are sens ce am zis. Foarte frumos filmul, documentarul, recomand cu încredere. Aseară m-am emoționat, după cum am spus, am și uitat să mai filmez. Am fugit repede, am ciocnit și noi un pahar, că a fost ziua lui Shelly, omenește cum se face, ai înțeles, m-a păcălit. Mi-a dat 2-3 creveți, un pahar de apă, uf. Să mă fac că nu văd acum câteva mii de euro de la Bișpiz. Între noi vorba vii. Bună dimineața! Salutăm toți foștii care ne-au pierdut cu proștii. Ce să facem și noi? Deci, bă, fix așa eram atunci la Bass House. În prima seară de Bass House s-a făcut complotul de la... Stai așa să dau pot. Cred că film. S-a făcut complotul de la... Geneva. Cum îi spune, o, Beliș? Cum îi spune acolo? De la Geneva, da. Da, așa eram, toate trei să stăteam. Să făcea Costi, împărții împreună, da, Vitale, împărții. Și zice, ce zice Costi de Drăcea, dar bagă în vlog. Ia. Yeah. Drăcea, dă-l recu că l-are o grămadă de bani. Și ești bătrân. Da, ești poate bătrân. Moare până la final. Vezi că am văzut că îi face stresul acum, calculator de 3000 de euro, ceva de genul ăsta, deci Drăcea. Lu Drăcea, bă, pâinea de la gură. Da, păi să bagă, vezi, și eu să-i dau da. Bani și el să bagă peste mine. Da, l-ai luat pe live? L-am făcut om. Da, a văzut. A văzut luminițele alea, a zis, da. Fac și eu. A văzut cum făcea donațiile alea, da, țipau da. Și ce a zis, stai venea așa. Venea Messi cu cupa aia, a văzut, stai așa că nu e așa. Frumos, da. Asta bă, e. Frate, mie și mi-era că poate cine știe, fiind bătrân, să-l apuce papa la genunchi, ce mai are el alea și să moară pe acolo, pe la basul. Nu spune că pe YouTube apucă Drăcea. Pe Drăcea. Unde crezi? Ce mă întreba? Bă, da, stilul tău e mai trilulilu, așa. Am trebuit să readuci și aplicația aceea la dar, viață. E și Drăcea aici? Trebuie să apară și el oricum. A, trebuie să apară. Vorbiți de el atunci. Cu Tibi, neuronul, cu aia ai tăi, Drăcea trebuie tu să te apuci. Da, Drăcea, nu stă bine YouTube-ul ăsta, chiar nu stă bine. Pă bune, nu stă bine deloc ție. Uite, Facebook Live ai încercat. Facebook Reels, Facebook Reels încearcă. Da, pare genul. E genul de pune la WhatsApp status acolo. Oh, vezi că are story, uite așa liniuță lângă liniuță. Pune cânăvă, bă. Lumii, mă, Drăcea. Ești fratele nostru. Bă, da, uite așa stăteam și ziceam, da, mă, deci dacă hai cum facem cu banii, uite așa care câștigă ea. Nu știu cine a zis Drăcea. Na, Drăcea nu. E plin de bani, e full. E col că e de are bani. Are mai campanii și asta așa și e, da. Uitați-vă la poză. Nu văd. Bă, frate, uite-te pe Instagramul lui Drăcea că nu are o postare de el, ca și cum da, pun da. Și o poză, gen. Da. Nu, frate. Pun o poză cu ce gândesc nu, eu. Nu, el are numai prietenii de la Lidl, prietenii de la Samsung, prietenii de la... Da, numai cu prietenii. Mai, mai el prieteni. E singur în poză, dar tag numai cu prietenii. Da, da. Eu chiar mă întrebam, care prieteni? De fapt, nu are niciun prieten, săracu. Da. Dar, ce vreau să zic? Da, frate, și stăteam așa în cameră la Bass House acolo și într-o dată intră cine? Fix Drăcea în cameră și zice, bă, băieți, eu nu vreau să par genul. Mamă, da, țin minte. Da, vreau vorbiți mai încet. L-am vorbit 50 minute, dă-l dracu pe la urmă, mai dă-o bani. Și pe aia vine, băi, fraților, scuze. Nu vreau să fiu cum ai moartea pasiunii, dar... Bă, dar eu am crezut că... Da, auzi m-a zis, vorbiți mai ce că s-aude tot. Eu am crezut că ne bate o brazul, gen. Bine, sau poate cred că asta a fost. Aia ne bătea. De fapt, nu, îl duream pe nu zicea nimica de el. De fapt, a dat-o ca și cum... Da, sau poate da, s-auzea, dar a dat-o ca și cum... Aveți grijă ce vorbiți, că aud. Da. La asta se referă el.
Noi vorbeam gen în perete, în perete cu el și din ce erau pereții aia? Nu perete, în perete. Ba da, coaie. Camera mea era în capăt. Nu eram la tine în cameră, era la tine care era lipită de a lui. După aia am dus la ata ca să nu mai audă. Da, da. Ca să doarmă. La mine era primul. Da, 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 la tine a venit. El ne-a gonit. El ne-a gonit dacă e bătrân, bine că ne-a tăiat și mingea, ne-a băgat cuțitul. Așa mai lipsa, se face cuțitul. Bă, a venit și el la mine în cameră și ne-a chemat la un șpirțachis. Exact. Vorba da, bine. Mă, că ce are, mă, vorba bine. Păi bea Shelly. Bea Shelly, a băut Shelly. A băut Shelly, bătă, da. N-a băut niciodată Shelly. Îmi doare mâna de nu mai pot. Mai stau un pic. Mai stai o leg, mai... Bă, frate, da... Dar chiar, mă, câte ceasul de amintea aia tocată? 26. Scrie, bă. Da, bă. 26. Good business. Cum e? Bă, drumul spre școala, children. Mor dacă nu mai bag eu un vlog, că e cel mai că e vlogul lui. Vlogul lui se bă, mai apare drăcea pe vlogul ăsta. Așa zis, am văzut și eu. Să vă căcați în gura mea că mai apare drăcea pe secundă. Nu mai apare ăla. Nimic. Nimic, îl blurez, mă. Hey, eu o să vină, că o să vrea. Dar mai bagă cineva? Dar filmează tu, filmează-l și după aia dai pe mutește tot ce zic. Tot? Dai pe mutește și pui și ceva pe față, dar o să-și dea lumea seama. Dar lasă-l să vorbească vreo 5 minute. Da, o să-și dea lumea seama după fizicul de KFC. KFC? Popeye, să spun. Nici nu știi că e prieten cu toți, Mac. Seara, fetelor! Ce faci, mă, căpătunosule? Scori, filmează. Ce să fac? Îmi face și mie acest cioc pervers. Ia. Ma! Ți-a pus al vlațeniș. Și pe ciunii de casă. Pe șeas, gătiți în casă la foc mic. Ho-ho! A plecat grătaru! Hai, mersi! Pune micii, Costi! Îi pun acum, stai să-i scot din buzunar. Ce face, băieții? Oh, șprițul! Nu văd șprițul! Mai târziu, la muncă. Unde este șprițul? Oh. E prea dimineață. Merge o horica. Cât e, mă, horica. 7? Am băgut la 7 dimineața bere. Pentru cine s-a jucat FIFA-urile pe vechi, știi, cerebrarea aia când dai gol și ștergea gheata? Am dat una frumoasă acum la încălzire, nu n-a prins-o nimeni. Avem atâtea camere și unul nu mi-a prins și mie golul, să mor. Mam. Ce face justiția astăzi? Ce face justiția? Bă-o! Justiția! Ia uite-l pe ăsta, să mor dacă n-a fost la filmare deloc. Noi suntem de azi noapte aici. S-a venit, băi, deci Andrei Tiberiu... S-a venit, s-a mâncat și s-a plecat. Când s-a venit meniu, de aici, din copac, n-am apucat să-l filmez, a sărit. Justiția! O porție de pireu cu cuții, vă rog. Mă scuzați. Băi, ce face justiția astăzi? Asta e de Găinescu? E de dată. E de Găinescu și nițelul? Da, da, da. Pireu cu clipsi. Oile sunt bune. Pireu cu clipsi. Da. Aulea, era să răstor ciorba. Mam. E făcut din aceeași găină? Cum e și ciorba? O chema Sanda. Sanda izbașa. Aulea, doamne ferește. Mamă, ce jnițel. Și vă rog frumos, atingeți-mă cu exact același meniu. Identic la gramaj, vedeți că îl cântăresc. Da. Of. Ah. Cele mai mici, cele Doamne mai mici. Ajută, vă mulțumesc, numele ăsta pe cele mai mici. Mai vii dacă e să da, 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 vă sun. Și deserturi, Doamne. Respect. Spuneți-mi și mie cum se numește, că nu mai... Ia uite coada. E bine. Hei, hei, hei. Voi nici nu sunteți la filmare, băieții din spate. Ăștia de aici, din sat. Băi, nu se ocupă nimeni, doi băieți de aici, din sat, au venit să mănânce și ei. Hai, tics and tricks. Oh, singurici. Păi dacă suntem primele care ne-am luat hasul. Bă, curge ciorba! Pe bune, nici n-am intrat bine, direct. Pe bune, coaie, dacă tu ești cel mai... Dar de ce n-ai venit la mic dejun, coaie? Am zis să mai las și eu respiro puțin. Dar... Cum de-a ratat Andrei Tiberiu micul dejun? Hai! Andrei Tiberiu ratat micul dejun? Da, coaie. Hai, justiția s-a făcut prezentă. Lă, justiția. O, oh, ia uite și mic dejunul campionilor. Coca-Cola și exact ce trebuie.